Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Secrete de familie, episodul 7. În episodul 7 al serialului au avut loc mai multe evenimente semnificative în poveste. Cea mai șocantă dezvăluire este căsătoria neașteptată a lui Ceylin și Ilgaz, care surprinde și dezamăgește multe personaje din serial. Pars este profund dezamăgită de blocarea investigației și, mai mult decât atât, este distrusă, la fel ca sora sa Neva. Pars este hotărâtă să nu renunțe la investigație și, în timp ce face asta, este hotărâtă să creeze probleme pentru amândoi în această căsătorie în care nu crede. Zafer este pe cale să se îndrept pe un drum ireversibil pentru răzbunare, cu arma pe care o trage împotriva lui Cinar. Va reuși Cinar să-l convingă pe Zafer că este nevinovat? Sau această amenințare cu arma va duce la o nouă ruptură între cele două familii? Ceylin are acum dificultăți în a pretinde că totul este în regulă cu Engin, care este ucigașul fratelui ei. Ceylin și Ilgaz iau noi riscuri în încercarea lor de a-l aduce pe Engin în custodie fără să spună cuiva. Cu toate acestea, trebuie să fie mai rapizi decât Iecta, care face tot posibilul să-și disculpe fiul și trebuie să lupte împotriva lui Pars, care poate sta în calea lor în orice moment. Vor reuși Ilgaz și Ceylin să dovedească adevărul de data aceasta? Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.